Au apărut noi acuzații în dosarul deputatului Aurel Bălășoiu. Parlamentarul a fost audiat din nou la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după ce au apărut noi probe în dosarul în care este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu doi minori. În plus, cu o zi înainte, în fața anchetatorilor, ar fi dat declarații și un adolescent de 15 ani care a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost nevoit să povestească totul. Cu toate acestea, politicianul a precizat din nou că nu își va da demisia din Camera Deputaților, nici dacă va fi găsit vinovat. Situația la fel cum a stat și până acum, avem aceeași calitate, domnul deputat astăzi a ieșit și este aici prezent lângă mine cu aceeași calitate, calitatea de martor, nu este nimic altceva. Suntem în cursul unei urmăriri penale. Aveți cumva de gând să vă dați demisia sau nu știu, urmează altceva? Din ce? Din Parlament. Păi de ce se cere de în continuare? S-a cerut demisia din Parlament. Da. Aveți de gând să faceți așa ceva? Nu, pentru că mă consider nevinovat.